Mulțumesc, domnule președinte. Am salutat și am votat pentru această rezoluție a Parlamentului European, una dintre multele rezoluții care s-au adoptat în această sală, însă aș vrea să subliniez că, din păcate, atât comunitatea europeană, cât și Uniunea Europeană, internațională, cât și Uniunea Europeană, dansează, dar nu înaintează deloc în dosarul sirian. Toți suntem de acord că este vorba despre un război civil, toți încercăm să propunem soluții și aceasta cu no-fly zone poate fi o soluție, dar nimeni în realitate nu reușește să facă ceva pentru că divizarea în interesele marilor puteri cu privire la Siria este una care reprezintă o certitudine. Regret faptul că în această rezoluție nu s-a preluat faptul că o serie de grupări care sunt asociate grupărilor teroriste și Hezbollah-ul, care este prezent în Siria, care sprijină trupele siriene ale președintelui Assad, nu a fost preluat ca și amendament, pentru că, datorită unor jocuri și unor susțineri parțiale, unii dintre noi refuzăm să vedem realitatea unei țări care nu mai poate aștepta.